Aș vrea încă de la început să îi felicit pe jucătorii noștri pentru victorie. Din punctul meu de vedere, un rezultat pozitiv. Aveau nevoie de acest rezultat în condițiile în care au apărut foarte mulți jucători la echipa națională, jucători noi, tineri, unii dintre ei chiar debutând. Deci, sunt mulțumit pentru rezultat, dar nu sunt încântat de joc. În mod special, prima repriză am avut multe momente delicate în joc, dar totuși insist și remarc repriza a doua, când jocul a fost mult mai limpede față de ceea ce am prestat în prima repriză. Evident, au fost foarte multe modificări în lot, în echipa de bază, scuzați-mă, și prin prisma faptului că au fost jucători care s-au prezentat la cantonament în etape, unii dintre ei ajungând chiar luni seara târziu. Mă bucură foarte mult faptul că au fost jucători tineri care au confirmat astăzi și în mod special l-aș menționa în repriza a doua pe Nicușor Stanciu, care a și debutat și a debutat cu gol. Sunt totuși îngrijorat pentru că avem jucători care activează în străinătate și care se vede clar prin lipsa de jocuri, au și o lipsă de turație, au și, să zic așa, inconvenientul că nu poate juca titular la echipa lui de club și nu are ritmul pe care ni l-am dorit noi. Întrebări dumneavoastră, vă rog. Vă rog să vă prezentați înainte. Andrei Andreea, sunt suporterul Eu sunt 12. Sancho a fost votat pe site-ul Eu sunt 12 jucătorul meciului și a primit trofeul la finalul meciului oferit de Gavi Balint. Cât de mult contează că îl are suporterii aproape? Una la mână că este debutat, doi la mână că suporterii stelei nu au mai fost Contează foarte mult pentru el. Eu mă bucur de prestația lui, mă bucur că a intrat bine în joc, mă bucur că a înțeles să joace mai sus, lângă lângă V1, lângă vârful împins, și că a reușit să debuteze cu gol. Acesta este cel mai important lucru. Faptul că suporterii l-au apreciat este firesc, este normal și este un plus pentru el. Merită Stanciu numărul 10 la Națională. Haideți să avem răbdare, haideți să nu ne repezim și să nu facem, să zic așa, un eveniment special, extraordinar. Stanciu este un băiat tânăr, Stanciu trebuie să joace în continuare la echipa lui de club, Stanciu trebuie să joace la echipa națională, să nu ne repezim să-l transferăm deja în Italia sau nu știu mai unde. Să avem răbdare, să vedem, el trebuie să confirme. Alexandra Turda, Digi Sport, vreau să mă întreb tot legătura cu Nicolae Stai, cu Nicușor Stanciu, dacă le poate să le rugați să se Martean, care astăzi poate nu a fost sau cel puțin a apărut să nu fie cea mai bună formă. Vă spuneam mai devreme că sunt în 11-le de start au lisit 6 jucători pe care eu îi consider că ar putea fi în orice moment titular. Să observă în rândul unor jucători care nu joacă în străinătate că nu sunt în largul lor. Din punctul meu de vedere și aflu că și Sâmârtean ar avea ceva probleme la echipa lui de club, dar sper ca Lucică să-și revină, sper ca Lucică să intre și el cum în turație maximă, cum aștept de altfel și de la ceilalți jucători care vă spuneam că nu joacă la echipele lor de club. Pentru meciul cu Spania, vă gândiți să titularizați pe Nicușor Stanciu? Pentru meciul cu Spania mă gândesc doar să facem evaluarea în această seară a jucătorilor cu probleme, a jucătorilor accidentați. Mă gândesc să văd exact starea de oboseară a tuturor jucătorilor din lot, iar după aceea voi decide. Vreau să vă întrebăm ce așteptări aveți pentru meciul cu Spania după ce ați văzut
Acum, naționala. Încă o dată vă repet, din punctul meu de vedere ne dorim, așa cum am spus la conferința dinaintea jocului, ne dorim un rezultat pozitiv. Vrem ca echipa să joace, vrem ca echipa să încerce să joace. Spania este Spania, Spania este campioană mondială, Spania este campioana Europei. Înțeleg că va veni la București cu formația de bază, cu cei mai mulți dintre jucătorii pe care îi știți și dumneavoastră, și în acest context va fi pentru noi un test extrem de util. După meciul din această seară, sunteți în continuare îngrijorat în ceea ce privește forța ofensivă a echipei naționale? În această seară am introdus în teren jucătorii din străinătate, mă refer în atac. Cei mai în formă, mă refer aici la Bogdan Stancu, mă refer aici la Raul Rusescu, din competiția noastră internă l-am băgat în teren pe Hora, care este golgheterul, și de asemenea am băgat în teren și pe Claudiu Cheșeru, care este golgheterul campionatului Bulgariei. Păi și totuși a venit golul din partea unui... Domnișoară, este punctul tău de vedere, din punctul meu de vedere, cred, încă o dată spun, am suferit în joc în prima repriză, a fost mult mai bine în repriza a doua, dar repet, ne-a lipsit mult omogenitatea în joc, ne-a lipsit mult relațiile în joc, dar asta și datorită faptului că au fost mulți jucători care nu au jucat de la începutul jocului. Ultimele două întrebări, vă rog. Am câștigat România un jucător prin Cușor Stanciu și dacă vă e frică să mi se urce la cap, mai pe românește spus. Dacă? Să îmi ia în cap. Eu sper ca România să câștige mai mulți jucători tineri și aici mă refer și la Nicușor, mă refer și la Steliano Filip, mă refer și la Ivan, mă refer în general la jucătorii care vin acum noul val. În ceea ce privește punctual întrebarea, dumneavoastră puteți să-l ajutați să rămână cu picioarele pe pământ sau să-i se urce la cap, așa cum a spus Nastri. Eu sper că Clubul Steaua, noi la echipa națională, trebuie să avem grijă și să-l educăm, să-l formăm pe Nicușor, așa cum trebuie crescut un jucător de mare perspectivă. Viorel? Viorel Tudorache, Libertatea. Domnul Iordărescu, cât de mulțumit sunteți de jocul echipei naționale și de ce măsură credeți, ce proporție credeți că parlamentul este ceea ce vă doriți să ne prezentăm la europene? V-am spus mai devreme, pentru noi a fost un test extrem de util. V-am spus că n-am fost deloc mulțumit de prima repriză, jocul în prima repriză a suferit, repriza a doua jocul a fost mult mai bun. Evident că va trebui să creștem în joc, evident că va trebui să avem o altă prestație la turneul final și sunt sigur, sunt convins că echipa la campionatul european va arăta cu totul și cu totul altfel atunci când vom veni după pregătire și când vom definitiva lotul pentru Euro. De altfel, consider că lista pentru Euro rămâne deschisă încă o lună jumate până când ne vom întoarce din pregătirea centralizată din Italia. Da, în primul rând, ceea ce putem să sesizăm în urma acestui meci este un plus pe care l-au adus jucătorii tineri și că au intrat foarte bine în meci. Mă bucur foarte mult pentru Nicușor Stanciu, da, la debutul său în echipa națională, da, și care și reușit să înscrie. În același timp, mi-aș fi dorit să înscrie mai mult în această seară, să ne creeze mai multe ocazii. Iarăși, dacă e să vorbim despre plusuri, nu am luat gol și nici nu am lăsat adversarii să-și creeze foarte multe ocazii. Dar totuși, ne va merge la fel? Totuși. Cu siguranță nu o să vedeți aceeași abordare destul de relaxată în această seară, așa cum va fi meciul cu Spania. Dar n-ar fi trebuit să vedem mai multă ambiție din partea celor care vor să prindă Euro? Păi l-ați văzut pe Nicușor Stanciu cum a intrat și cum a făcut diferența în teren. Excepție, dar ceilalți? Păi, în același timp și Cosmin Moții a făcut un joc foarte, foarte bun.
Cine este liderul din stadion? Vă pare rău că s-a jucat aici? Nu, absolut deloc. De ce? Fiindcă noi suntem fermi în ceea ce privește deciziile pe care le-am luat ca să ducem echipa națională cât mai aproape de toți românii, fiindcă echipa națională aparține tuturor românilor și vom continua acest lucru. Da? Acolo, practic, unde infrastructura sportivă ne va permite așa cum ne permite acest stadion, da? Așa vom face în continuare. Este viitorul național? Este unul dintre jucătorii care vor reprezenta în mod cert viitorul echipei naționale. Fiindcă îmi doresc să avem parte de cât mai mulți jucători de acest tip. Cine poate fi liderul echipei naționale la Euro? L-am văzut pe Kirikeș capitan, dar... Și doriți să continuăm lista cu primul 11 de la Euro? Kirikeș este liderul echipei naționale în momentul de față? Este în aceeași măsură în care și Tătărușanu, da, Răzvan Raț, Dragoș Vigore... Da. Cu toții, practic, au contribuit la această calificare și pur și simplu toți ceilalți, adică nu aș vrea să-i menționez acum pe toți, da? Astfel încât, în momentul de față, toată această unitate o văd a fi foarte, foarte importantă și importantă în același timp să o păstrăm în toate celelalte meciuri de pregătire, da? Și pentru Euro să putem să plecăm cu cel mai bun Euro, cu cel mai bun lot la Euro, ca să ne îndeplinim obiectivele. Tamaș Marica și ceilalți mai au speranțe? Contează foarte mult ca să joace la echipele de club, să fie titular, Ciprian să înscrie, da? Gabi Tamaș la fel să joace meci de meci și cu siguranță, da? Și ceilalți jucători, din punctul meu de vedere, ceilalți jucători care nu au fost în această seară sau nu sunt în această perioadă la lot, au șanse în continuare. Tipciu părea destul de ceea ce practic înseamnă o presiune pentru jucătorii pe care i-am. Tipciu părea destul de afectat, spunea că românii îi huidie, nu vor la Euro... Nu cred. Adică îl știu foarte bine pe Alex Hipciu și cu siguranță va face tot ceea ce depinde de el pentru a fi în lotul de Euro. Până la urmă... Din ce punct de vedere? Nu știu, ca joc, ca echipă... Să avem un joc mult mai ofensiv, să putem să înscriem și în același timp pur și simplu să ne putem pregăti în continuare pentru Euro. Mai aduceți naționala la Giurgiu? Tribunele au fost cam goale. Păi, mai avem și alte orașe în care trebuie să mergem cu echipa națională. Aveți o listă? Acolo unde infrastructura sportivă ne va permite. Așteptăm ca în acest an să fie gata stadionul de la Craiova, așteptăm stadionul de la Târgu Jiu și, bineînțeles, echipa națională va merge acolo. O nouă echipă în insolvență, ASEA Târgu Mureș. Adică, am crezut că vorbim doar despre meciul de această seară. Cred că avem 5 zile următoare să discutăm, nu? Mulțumesc mult! Cum te simți? Debut cu gola națională? Mă simt foarte, foarte bine. Tot ce-mi doream era să debutez. Acum că am înscris este ceva unic și, cum am zis, cel mai mult îmi doream să debutez pentru România. A fost și remarcatul președintelui Federației. No, mă bucur că am lăsat o impresie bună la primul meu meci. Când am venit, e prima mea convocare, toată lumea m-a primit bine, de la președinte până la colegi și așa mai departe. Cum ar fi să joci titular cu Spania după ce a adus victoria României într-o astfel de partidă? Da, cum am zis, pentru mine important era să debutez, să iau contact cu echipa națională, să văd cum e un meci internațional la acest nivel și... Nu știu, dacă mă voi pregăti la fel, cu siguranță voi avea șansa să joc și cu naționale ca Spania sau altele mai mari. Nu mă văd zice cât de greu atârnă la tine. Este ok, eu nu fac mare caz sau nu... Pentru mine nu înseamnă o presiune în plus numărul 10 sau cel puțin nu la Steaua. Acum, la național a fost ok, m-am întrebat dacă mi-l doresc, am zis că da și asta a fost tot. Ești conștient că toată presiunea va crește acum odată cu golul acesta, că toată lumea te va vedea ca pe viitorul număr 10 al naționalei? Nu, cred că e mult spus, viitorul număr 10 al naționalei. Cum am zis, e primul meu meci aici, mă bucur că s-a întâmplat lucrul acesta și... Îmi doresc ca evoluțiile mele să fie la fel de bune la echipa de club, ca lucrul acesta să-l oblige cumva pe domnul Iordănescu să mă mai cheme la lot. Putem spune că ești aproape sigur de prezența la Euro? Nu, tot repet că e primul meu meci la echipa națională. Nu am cum să fiu sigur că merg la Euro. A fost
sunt jucători care au calificat echipa și am spus și adineaur, dacă eu voi avea aceleași evoluții bune la Steaua, probabil că atunci voi avea și eu un loc acolo. Voi sunteți mulțumiți de jocul vostru, că până la urmă acela a fost un șut de la 30 de metri, o execuție proprie. Nu sunt eu cel care analizează jocurile. Probabil se va face o analiză a meciului zilele următoare și selecționerul ne va spune ceea ce s-a făcut bine și ceea ce s-a greșit. Ai dorit să faci schimb de trupă cu cineva? Nu, cu siguranță. Sau cel puțin nu la meciul ăsta, e prea important tricoul pentru mine. Ai discutat și voi în cantonament despre ce s-a întâmplat la Bruxelles, colegii tăi, care vor ajunge la Euro, să pentru meciul de deschidere? Da, am văzut și ne pare rău la toți pentru ceea ce s-a întâmplat acolo și ce se întâmplă în general în lume cu aceste atentate. N-am avut timp să discutăm foarte mult pentru că aveam meci și trebuia să ne concentrăm pe meci. Un egal cu Spania ar fi perfect acum după această victorie? Nu știu, un joc bun cu Spania ar fi perfect. Dacă vedeți atâția tineri pe lângă voi la Națională, cum vi se pare și cum crezi că vor reacționa ei jucând cu numele acele importante din echipa Spaniei? Vă dați seama că își doresc să facă foarte mult. Sunt tineri și își doresc în continuare să fie convocați la Națională, așa că vor da totul. Te-a amuzat momentul de la Inuit? Da, nu știu ce s-a întâmplat, a fost o greșeală tehnică, se mai poate întâmpla. Am controlat tot timpul, am controlat jocul. Acum, poate ritmul, nu știu, poate a fost mai scăzut, nu știu ce să zic, dar eu zic că am controlat jocul. Rezultatul este în favoarea noastră și cred că e un lucru important pentru noi. Lumea probabil aici la Giurgiu. Foarte bine. Nu știu, am văzut, e un stadion frumos, lumea își dorește să vadă echipa națională și în provincie. Ne bucurăm că putem să le facem pe plac. Sperăm să se mai întâmple. Cu siguranță bine nu ne este. Cred că fiecare se gândește, mai ales și noi și familiile noastre, atâta timp cât vezi că se întâmplă în țări foarte mari, în țări civilizate. Parisul a trecut printr-o experiență foarte urâtă, acum Belgia. Nu e plăcut, nu știu. Într-adevăr, e o situație mai incomodă. Dar, cum am zis, sper ca măsurile de securitate să fie la cel mai înalt nivel și să nu fie niciun fel de problemă. Și la meciul cu Spania ar trebui să fie măsurile de securitate mai mare, totuși este un amical, dar cu o campioană. Nu cred. Nu. Simți că încă este deschisă această luptă pentru titularizare la Euro între tine și Tătărușan? Cred că pentru oricine, orice jucător e o portiță deschisă. Fiecare încercăm să ne facem treaba la echipa de club, atunci când venim la echipa națională, să avem un randament cât mai bun, să jucăm și să arătăm în țării trăiești că merităm să fim parte din lotul național. Nu știu, asta vă poate răspunde domnul Iordănescu. Mă bucur pentru el, ați văzut, e un jucător de calitate, un jucător care astăzi a făcut diferența prin golul marcat. Bravo lui și, din punctul meu de vedere, sper să o ține tot așa. La ce să ne așteptăm de la meciul cu Spania? Ținând cont de calitatea adversarului? Păi la ce să ne așteptăm? La un meci frumos, după părerea mea. Cred că și noi suntem dorniți să jucăm cu o fostă campioană mondială, cu o echipă care are în componență jucători de mare valoare. Cred că o să fie o plăcere pentru toată lumea, și pentru noi, și pentru oamenii care vin la stadion. Nu ne arată, nu neapărat. V-am zis, e o perioadă în care echipa națională are nevoie de rezultate bune. Îți dă o încredere pentru campionatul european. Contează foarte mult și nu știu dacă poate să fie un punct de referință. Poate, nu știu, cu Spania o să jucăm formidabil și o să câștigăm. La campionatul mondial se poate schimba situația, nu poți să știi niciodată. Lituania a fost de nivelul albanistului? Nu știu, chiar nu știu pentru că nu cunosc foarte bine echipa Albaniei, tocmai de asta spun. Nu știu ce să spun.